prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată care sunt principalele știri de astăzi. Sirenele au răsunat în 18 orașe din Ucraina în cea de-a 26-a zi de război. Armata rusă a atacat Odessa, oraș port de la Marea Neagră, aflat la granița României. Bărbatul care a atacat un militar din Constanța și a fugit cu mitraliera acestuia este de negăsit de două zile. Scafandrii au căutat pistolul mitralieră în apele canalului Poarta Albă, Midia Năvodari. Bărbatul din Arad, care anul trecut și-a omorât fiica vitregă de doar 6 ani și a incendiat trupul, va sta după gratii 18 ani. El trebuie să plătească familiei fetei daune de 1,5 milioane de euro. Rusia continuă asaltul asupra Ucrainei în cea de-a 26-a zi de război. Sirenele care anunță raiduri aeriene și bombardamente au răsunat în 18 orașe. Astăzi, armata rusă a început atacul și asupra portului din Odessa, de la Marea Neagră. Este un obiectiv strategic pentru Kremlin, care ar permite să dețină controlul pe tot țărmul ucrainean al Mării Negre. Cea mai gravă situație rămâne însă la Mariupol. Autoritățile au refuzat să depună armele și să predea orașul, dar locuitorii au rămas fără hrană, apă și energie. În ultimele 24 de ore, peste 7.000 de oameni au fost evacuați din orașele ucrainene prin coridoare umanitare. Pentru prima dată de la începutul invaziei, armata rusă a bombardat clădiri rezidențiale din Odessa, oraș port la Marea Neagră. Rusia neagă însă că ar fi atacat obiective civile. Orașul Odessa este considerat o țintă cheie pentru liderul de la Kremlin, deoarece acesta este principala poartă de intrare a mărfurilor în Ucraina. We were talking to my grandma on the 1st of March. It was her birthday. Ukrainians are not to be blamed. We were just trying to stay and grow as a nation in our country. We weren't invading anyone else's country. Această tânără a reușit să se salveze. Familia ei, în schimb, se află în Mariupol, oraș unde este o adevărată dramă umanitară. Nu mai există mâncare, apă și nici energie electrică. Până acum, peste 7.200 de locuitori au fost evacuați, a anunțat viceprimarul Ucrainei. Numărul lor ar putea crește deoarece au fost anunțate noi coridoare umanitare. Deschidem mai multe coridoare umanitare, 7 noi coridoare vor fi deschise. Ajutoarele umanitare vor fi trimise din Harkov. Vom trimite ajutor umanitar, mâncare și medicamente. În estul Ucrainei, în orașul Kremina din regiunea Luhansk, peste 50 de bătrâni au fost uciși după ce un tank rusesc ar fi deschis focul asupra unui cămin de bătrâni. În Kiev, o persoană a murit și cel puțin 5 au fost rănite după ce raidurile rusești au vizat un cartier rezidențial, unde se află și zone de birouri și un centru comercial. În Harkov, camerele de supraveghere dintr-un supermarket au surprins momentul unei explozii în timp ce oamenii stăteau la coadă. În nord-estul Ucrainei, în regiunea Sumi, un rezervor de 50 de tone plin cu amoniac a fost avariat de bombardamente. Toate persoanele aflate pe o rază de 5 km au fost evacuate, până când pericolul a fost îndepărtat. Alertă pentru toate navele care tranzitează apele teritoriale românești. Mine marine provenite din Ucraina plutesc în derivă pe Marea Neagră, iar pericolul de explozie este foarte mare. Direcția hidrografică a Marinei Militare la Constanța atenționează navele să fie foarte atente la orice obiect plutitor. Pentru a conferi securitate vapoarelor comerciale care tranzitează apele teritoriale românești, a fost scoasă în larg o navă militară specializată în neutralizarea minelor marine. Acestea provin de pe coasta Odesei, principalul port al Ucrainei la Marea Neagră, iar unii experți cred că fac parte din dispozitivul de apărare amplasat de armata ucraineană pentru a împiedica debarcarea trupelor ruse în oraș. Ele au fost aduse de o furtună și acum plutesc în Marea Neagră. A fost scandal cu arme albe la Galați. Mai mulți tineri au fost atacați de un bărbat cu o macetă, deși nu se cunoșteau și nu aveau nimic de împărțit. Cum au reușit să scape de furia agresorului, vă spun în câteva minute.
Președintele Ucrainei a cerut astăzi Uniunii Europene să oprească orice schimb comercial cu Rusia și să refuze în special resursele energetice ale acesteia. Mesajul lui Zelenski vine în contextul în care astăzi a avut loc reuniunea ministrilor de externe și ai apărării din Uniunea Europeană, care au discutat ce noi sancțiuni vor fi luate împotriva Rusiei. Niciun euro pentru ocupanți, închideți toate ușile, nu le mai trimiteți bunuri, refuzați resursele energetice. Fără comerț cu voi, fără companiile și băncile voastre, Rusia nu ar mai avea bani pentru acest război. Volodymyr Zelenski s-a adresat Uniunii Europene înainte de reuniunea miniștrilor de la Bruxelles, reuniune în care s-au luat în calcul noi măsuri împotriva Rusiei. La întâlnire a participat și ministrul de externe Bogdan Aurescu. On Russian aggression against Ukraine, we are monitoring with great attention the ongoing discussions between the Russians and the Ukrainians regarding the settlement of the conflict. It needs immediate cessation of the military activities by Russia in Ukraine, and we call on Russia to stop its military aggression and to evacuate its troops from the territory of Ukraine. Și sancțiunile la adresa sa sunt tot mai aspre și comunitatea internațională face apeluri repetate la pace, consilierul președintelui ucrainean a declarat că Rusia nu ia în serios negocierile. O nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina a avut loc din nou fără rezultat. Prima parte a convorbirii dintre oficialii celor două țări a durat o oră și jumătate. Grupurile de lucru vor continua însă să se întâlnească în sistem online și să discute. Președinția Rusiei a respins ideea unui summit al președinților Rusiei și Ucrainei, cerându-le puterilor occidentale să exercite presiunea asupra administrației de la Kiev pentru avansarea negocierilor. Joe Biden vine în Europa în contextul războiului din Ucraina. Președintele Americii va participa la summitul NATO de la Bruxelles, iar vineri va ajunge în Polonia. Joe Biden și aliații săi speră să finalizeze un nou pachet de sancțiuni pentru Rusia, să ajute Ucraina, dar vrea să demonstreze și unitatea occidentală în fața acțiunilor Moscovei. Oficialii de la Casa Albă spun că liderul de la Casa Albă nu va merge în Ucraina, așa cum se specula. Înainte de întâlnirea cu președintele Statelor Unite, președintele Poloniei va veni mâine în România și va discuta cu Klaus Iohannis. Forțele ruse au deschis focul asupra unui grup de protestatari din Herson. Mai multe persoane ar fi fost rănite în urma incidentului, au anunțat autoritățile ucrainene. Civilii din Berdiansk, care s-au revoltat și au ieșit în stradă, au fost bătuți de militarii ruși, care au ocupat clădirile guvernamentale din oraș. În Herson, armata rusă ar fi scris pe un monument ucigașii copiilor din Donbass. Când protestatarii au încercat să șteargă mesajul, rușii au deschis focul asupra lor. Autoritățile ucrainene au anunțat că mai mulți civili au fost răniți, însă momentan nu se știe exact câți. În Berdiansk, oraș aflat sub ocupație rusă, mai mulți protestatari ucrainene au fost bătuți cu brutalitate de militarii ruși. Manifestațiile au continuat și în Rusia. În ultimele 24 de ore, aproape 1000 de persoane au fost arestate pentru că au îndrăznit să iasă în stradă și să ceară oprirea invaziei din Ucraina. Până acum, de la începutul războiului, aproximativ 15.000 de ruși au fost arestați pentru că au dezaprobat politica armată a lui Vladimir Putin. Serviciul de spionaj al armatei ucrainene susține că elitele de la Moscova ar pune la cale înlăturarea de la putere a lui Vladimir Putin. Potrivit informațiilor, elita rusă are în vedere mai multe opțiuni, printre acestea otrăvirea, o boală bruscă sau un accident. Decizia ar fi fost luată după ce Occidentul a impus sancțiunile economice fără precedent Federației Ruse. Șeful FSB Alexander Bornikov ar fi acum luat în calcul drept succesor al lui Putin, potrivit serviciului secret ucrainean, citat de ziarul Kiev Independent. Papa Francisc a trimis un nou mesaj emoționant legat de războiul din Ucraina, de această dată chiar în limba ucrainană. Într-o postare pe Twitter, suveranul pontif i-a rugat pe oameni să nu se obișnuiască nici cu războiul, nici cu violența. Să fim aproape de acest popor martir, să-l îmbrățișăm cu afecțiune, cu angajament puternic și cu rugăciune. Și vă rog să nu ne obișnuim cu războiul și violența, să nu contenim, să primim cu generozitate, nu doar acum, ci și în săptămânile și lunile care vor urma, a scris Papa Francisc.
David Beckham a făcut un gest de solidaritate cu Ucraina care a uimit o lume întreagă și a cedat conturile de socializare, inclusiv pe cel de Instagram, unei doctorițe din Harkov, oraș puternic afectat de război. Acum, peste 120 de milioane de oameni care îl urmăresc pe celebrul fotbalist pot vedea imagini din maternitatea orașului aflat sub asediu. Cea care urcă imaginile în online este șefa maternității din oraș. Femei tratate într-un subsol, copii aduși pe lume în condiții improprii, toate au putut fi văzute pe conturile de Facebook și Instagram ale lui Beckham. În urmă cu 2 săptămâni, starul a donat 1 milion de euro victimelor războiului din Ucraina. David Beckham a ales să-și doneze contul de Instagram unei doctorițe de la maternitatea din Harkov, ca toți oamenii care îl urmăresc pe el să vadă ce se petrece în Ucraina. Thanks to your donations, the oxygen generators they have received are helping newborns survive. Together, we can really make a difference. Cu această ocazie, Irina a arătat o realitate crudă a ceea ce înseamnă război într-un loc în care practic începe viață. Привет, друзья. Меня зовут Ирина. Я сегодня оккупировала Instagram-страницу Дэвида Бекхэма. Сегодня же я вам покажу, как мы работаем во время войны и расскажу, в кого мы превратились за эти дни войны. În maternitatea din Harkov se lucrează fără oprire. În condiții improprii, medicii luptă să salveze viețile copiilor. Mulți s-au născut cu afecțiuni grave. Doctorii și-aduc aminte primele bombardamente. În primele 3 ore au mutat în subsol proaspetele mame, bebeluși și femei însărcinate. Au fost momente crunte. Medicii acum nu mai sunt doar medici, sunt prieteni, sunt sprijin, ajută la descărcat materiale, la curățenie, la tot ce se poate. Au primit prin organizația UNICEF donații ce le-au mai dat un strop de speranță. Каждый донейт и каждый из вас, кто сделал этот донейт, очень важен для нас. Спасибо огромное всему миру за поддержку. Trupa Queen sare în ajutorul Ucrainei. Pe contul de YouTube ale legendarei formații, care are peste 15 milioane de abonați, a fost lansată o campanie de strângere de fonduri. Și tu poți ajuta. Trimite acum un SMS la numărul 8827 și donează 2 euro. Crede în bine. Suntem împreună pentru copiii din Ucraina. Uniți într-o campanie Prima TV și salvați copiii. Asociația Salvați Copiii România este prezentă cu echipele sale în 11 puncte de frontieră, tabere de refugiați, centre pentru solicitanți de azil și în Gara de Nord din București. Oferă suport material, emoțional și informare pentru peste 7500 de persoane din Ucraina, mai mult de jumătate fiind copii. Echipele lucrează non-stop cu 45 de specialiști și 56 de voluntari. Prin generozitatea publicului și companiilor s-au strâns 347.000 de euro, dar este nevoie de mult mai mult. Nu uitați SMS la numărul 8827 și donați 2 euro. Scandal cu arme albe în miez de noapte la Galați, un bărbat a atacat cu o macetă mai mulți tineri care stăteau de vorbă în fața unui bloc din oraș. Pentru a scăpa, aceștia l-au blocat în scara imobilului și au sunat la 112. Când a văzut jandarmii, bărbatul s-a enervat mai rău și a început să lovească tot ce a ieșit în cale. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Mai deții obiect interzis, așa, da? Te mai întreb o dată. Agresorul nu avea de fapt nimic de împărțit cu cei 3 tineri pe care i-a atacat cu maceta. Avea de luat niște bani înapoi de la un vecin, dar cum acesta nu i-a răspuns la telefon, și-a vărsat nervii pe cine i-a ieșit în cale. La fața locului, jandarmii au văzut 3 tineri care se chinuiau să țină închisă ușa unei scări de bloc. Scandalul i-a speriat pe vecini, care priveau temători de la ferestre. Da, am avut scandal mare, dar am înțeles ce spune. Gălăgie mare, scandal, zice că se omoară acolo. Așa zice. S-a auzit gălăgie din casă, într-adevăr. Am întrebat vecinii, după aia am înțeles că au venit jandarmii și salvarea sau ceva de genul. Bărbatul nu s-a potolit nici măcar când a văzut jandarmii. În momentul în care s-a deschis ușa blocului, din scara de bloc a ieșit un bărbat cu o macetă în mână, care a intenționat să lovească pe unul dintre ei. În acel moment acesta a văzut jandarmii, s-a îndreptat cu maceta către jandarmi. Colegii mei l-au imobilizat imediat, l-au încătușat și l-au condus la sediul secției de poliție. Agresorul în vârstă de 35 de ani era sub influența alcoolului. Acum are dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.
La Constanța și în toată țara continuă căutările bărbatului care a furat un pistol mitralieră și muniție aferentă de la un militar aflat în serviciu de pază la Unitatea Forțelor Navale. În același timp, militarul care a fost deposedat de armă este audiat de anchetatori. Investigația se anunță greoaie, având în vedere că militarul își tot schimbă declarațiile. Colegul meu, Viorel Matei, vine cu detalii. Viorel, bună seara! Au apărut noi informații în acest caz? Bună seara! Da, bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Forțele navale au trimis scafandrii profesioniști, scafandrii militari, ca să caute arma automată pe fundul canalului Dunăre Marea Neagră. E vorba de ramura care pleacă de la Poarta Albă și duce către Midia Năvodari, fix pe lângă unitatea militară unde s-a întâmplat tot incidentul. Anchetatorii vor să afle dacă cumva cineva a aruncat arma acolo, adică ori agresorul, în fugă, dorind să scape de armă, ori chiar sentinela. Pare într-adevăr bizar, dar nimeni nu exclude nicio ipoteză. De ce devine ancheta grea? Pentru că acest militar de santinelă își schimbă de poziția de la o zi la alta. Inițial a spus că își făcea rondul de pază și a fost atacat în timp ce mergea prin perimetrul unității. Apoi a recunoscut că a stat în foieșor, după care a recunoscut că a avut și un telefon mobil la el și mai mult decât atât se uita la o slujbă religioasă pe acel telefon, deci nu era atent nici în stânga, nici în dreapta, putea fi atacat fără probleme. Acum, agresorul este civil sau este militar? Anchetatorii tind să creadă că este militar. Cunoștea planul unității. Îl cunoaște sau nu pe victimă, pe soldat? Se pare că da. Nu e sigur, dar anchetatorii merg pe direcția aceasta. Așadar, până acum nu aveam un cerc de suspecți, acum ușor, ușor lucrurile se mai rafinează. Astăzi, scafandrii militari au căutat pe fundul canalului Dunăre Marea Neagră, în dreptul unității militare, 100 de metri la stânga și 100 de metri la dreapta, arma, încărcătorul sau măcar cuțitul cu care a fost atacată santinela. Sperau să-l găsească, nu au găsit niciun indiciu deocamdată. Continuă ridicarea probelor de pe camere de supraveghere din vecini și reaudierea tuturor martorilor de acolo. În paralel, se fac filtre în continuare. La ieșirea din Constanța, spre autostrada A4, la ieșirea pe drumul vechi spre mare. La fel se întâmplă și la Galați și la Brăila. Sunt filtre de jandarmi, polițiștii acționează acolo cu veste antiglonț, jandarmii sunt la trupele speciale, mașinile sunt oprite și controlate în porbagaje. Oamenii nu se supără, nu se declară uimiți, știu despre ce e vorba, ba chiar unii dintre ei în Galați și în Brăila au spus că astfel de filtre ar trebui organizate mai des ca să se prevină tot felul de alte infracțiuni. Atât deocamdată de aici. La revedere! Bărbatul din Arad, care în luna noiembrie anului trecut și-a omorât fica vitregă de 6 ani și a incendiat trupul pe un câmp, va sta după gratii 18 ani. Decizia dată astăzi este în primă instanță însă. Cel mai probabil nu va fi contestată, spune avocatul tatălui biologic. Pe lângă această pedeapsă, criminalul trebuie să plătească daune substanțiale familiei copilei. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și are detalii. Carmen, bună seara! Bun găsit, Andreea, așa este, criminalul fetiței din Arad trebuie să plătească acum familiei daune morale în valoare de 1,5 milioane de euro. De asemenea, instanța a decis ca bărbatul în vârstă de 23 de ani să stea în spatele gratilor timp de 18 ani. Avocatul familiei spune că decizia este pe fond și speră ca agresorul să nu o conteste. Tatăl natural al copilei are acum însă o altă problemă. Încearcă să își găsească dreptatea cu privire la locul în care fata lui a fost înmormântată, fiindcă inițial nu-și dăduse acordul ca cea mică să fie îngropată în Arad. Vă reamintesc că pe data de 29 octombrie anului trecut, o fetiță de doar 6 ani a fost omorâtă de tatăl ei vitreg. Atunci, bărbatul a declarat că minora făcea gălăgie și l-a enervat, așa că a împins-o. În momentul în care și-a dat seama că cea mică nu mai respiră, s-a speriat, a băgat cadavrul într-un geamantan și l-a dus la marginea unui cimitir din Arad. Acolo i-a dat foc. În tot acest timp, mama victimei se afla la spital pentru că născuse de doar 6 zile. Tatăl natural al fetei era plecat în străinătate și din momentul în care fata lui a fost omorâtă, încearcă în instanță să îi facă dreptate. Acestea au fost informațiile, Andreea. Carmen, mulțumesc. Madridul a fost scena unuia dintre cele mai mari proteste din ultimii ani. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în timp ce transportatorii intră în a 8-a zi de grevă. Nemulțumirile protestatarilor, dar și reacțiile oficialilor imediat în jurnal. România ar putea intra de anul viitor într-o sărăcie energetică acută. O spun specialiștii care susțin că în momentul în care legea plafonării își va înceta efectele, prețurile vor crește simțitor, iar oamenii nu își vor mai permite să achite facturile. Prețurile la energie vor crește continuu și în următorii 30 de ani, astfel că o familie cu venituri medii ar putea cheltui o treime din buget doar pe factura la gaze.
Deși de la 1 aprilie guvernul a anunțat deja că plafonează prețurile la energie electrică și gaze, specialiștii nu sunt prea optimiști în ceea ce privește situația pentru următorii ani. În primul rând, 2023 va veni cu o explozie a prețurilor la energie și asta se va întâmpla în momentul în care legea plafonării nu va mai produce efecte. În momentul în care această schemă va fi eliminată, din păcate există riscul ca aceste prețuri să crească mult, să crească simțitor. Ori în acel moment, din păcate, există această posibilitate ca anumite familii să nu mai aibă capacitatea să-și achite energia necesară pentru necesarul de zi cu zi și să intrăm într-o sărăcie energetică acută. Prețurile sunt oricum mari, iar românii se plâng că le e din ce în ce mai greu să achite facturile la utilități. O jumătate de salariu se duce acolo, pentru că am foarte mare consum pe curent. Viitorul, nu știu, cred că viitorul ar fi undeva la țară. Eu acolo am de gând. Este la 10% din buget, să zic, factura la curent și gaze? Este. Dacă nu mai mult. Dacă vor crește și salariile, încercăm să facem față. Dacă nu, nu știu. Mi-e greu să mă gândesc. O familie cu 3 membri, cu un venit mediu lunar, cheltuie cu energia 10% din buget. În cazul celor cu un salariu minim, costul se ridică la 16%. Dacă prețurile continuă să crească în acest ritm, specialiștii spun că se va ajunge ca o familie cu un venit mediu să cheltuie cu energia o treime din bugetul familiei în următorii 20-30 de ani, chiar dacă și salariile lor vor crește cu 3% în fiecare an. Noile măsuri anunțate de guvern afectează chiar și investitorii, cred liderii opoziției. E practic vorba de o serie de măsuri pe care noi le considerăm destructive pentru industrie. Deci, în primul rând, că este această supraimpozitare a producției, tocmai în momentul în care România are nevoie ca de aer de această producție și de investiții în producție. Prețurile la energie se vor tripla în următorii 30 de ani. Resursele oricum sunt limitate, iar renunțarea la gazul rusesc înseamnă costuri mai mari pentru importurile din alte surse, dar și pentru reconstruirea unei alte infrastructuri energetice, spun specialiștii. Aceste costuri vor fi suportate, practic, de clienți. În prezent, guvernul a plafonat prețurile la energie electrică la 68 de bani pe kilowatt pentru cei cu un consum sub 100 de kilowatt-oră și la 80 de bani pentru cei cu un consum între 100 și 300 de kilowatt-oră. În cazul gazelor, prețul a fost plafonat la 31 de bani. Parlamentarilor da, polițiștilor ba. Este acuzația pe care o fac sindicaliștii din poliție în privința legii salarizării. Aceeași lege care în cazul lor nu se respectă, guvernanților le este aplicată. Compensațiile de până la 700 de lei nu li s-au acordat nici în pandemie, nici acum, când sunt mobilizate forțe suplimentare la granițele României. Solicitarea polițiștilor a ajuns pe biroul ministrului de interne, Lucian Bode, de la care așteaptă un răspuns. Conflictul dintre Rusia și Ucraina se resimte nu doar în statele implicate direct, ci și în România. Cel puțin asta spun sindicaliștii din poliție, care acuză că volumul lor de muncă a crescut considerabil, în timp ce salariul nu. Așa că cer majorarea salariilor, cum s-a întâmplat în cazul medicilor în timpul pandemiei. În anul 2020 a intervenit celebra ordonanță austerității, prin care majorările salariale care erau prevăzute în legea 153 din 2017 au fost blocate. Noi suntem singura categorie socioprofesională care nu beneficiem, din păcate, de majorările respective. În timpul pandemiei, polițiștii care verificau persoanele izolate la domiciliu nu au primit nicio compensare financiară, iar acum, spun ei, ar trebui să primească câteva sute de lei pentru activitățile desfășurate la punctele de frontieră. Compensațiile ar fi cuprinse între 500 și 700 de lei. Sindicaliștii spun că nu este vorba despre măriri salariale, însă vor ca legea să se aplice la fel ca și în cazul celorlalte categorii socioprofesionale. Faptul că în prezent parlamentarii sunt plătiți conform legii 153 pe 2017, de care polițiștii nu mai beneficiază de 2 ani, i-a determinat pe sindicaliști să-i transmită un mesaj ministrului de interne, Lucian Bode. I-am solicitat să identifice soluții, având în vedere faptul că de la nivelul Uniunii Europene sunt trimise fonduri pentru gestionarea situației refugiaților, să identifice soluții și mecanisme astfel încât să poată fi pusă în plată în integralitate, inclusiv legea salarizării. Până în acest moment, Ministerul Afacerilor Interne nu a oferit un răspuns la solicitarea sindicatelor din poliție.
După o criză sanitară care părea fără sfârșit, acum ne confruntăm cu o criză energetică și de câteva săptămâni și cu o criză umanitară în Ucraina. Toate vor avea niște costuri considerabile, atât pentru România, cât și pentru restul Europei. Mergem acum la Dragoș Pătraru. Dragoș, bună seara! Bună seara! Sunt câteva întrebări pe care, dincolo de șocul momentului, trebuie să ni le punem. Cea mai importantă dintre ele, pentru noi, pentru români, cred că e asta. Cum și cât ne vor afecta urmările războiului și efectele sancțiunilor pe care le aplicăm Rusiei? Că am văzut astăzi niște contre de grădiniță între Câțu și Budăi. Da, pare un blestem. Nu ne-a ajuns acest Vasilică în 2 ani de pandemie când s-a făcut de râs din toate punctele de vedere și din toate pozițiile. Acum va trebui să-l suportăm și în anii de criză care urmează? Cu ce am greșit? Cu ce am greșit, doamne? Scuze. Despre asta, dar și despre multe altele făcute de criminalul de la Moscova în aceste zile, discutăm de la ora 22 la Starea Nației. Cu ce am greșit, doamne? Doamne, cu ce am greșit? Miniștrii cabinetului Ciucă dau explicații în coaliție. Fiecare are la dispoziție 30 de minute să explice ce a făcut în ultimele 4 luni de când a preluat portofoliul. Sunt voci care spun că liberalii ar dori ca unii miniștri de la PSD să plece din executiv. Colega mea, Alexandra Popescu, are mai multe detalii. Alexandra, bună seara! Sunt miniștri în vizor pentru o remaniere și dacă da, care sunt aceștia? Bun găsit, Andreea. Încă de la ora 13.30 a început aceste discuții cu miniștrii. Practic, fiecare ministru a fost chemat la raport din jumătate în jumătate de oră, iar la această oră urmează să intre să dea explicații Lucian Bode, iar mai apoi urmează Alexandru Rafila. Aceste audieri, pot să le spun, au început cu ministrul finanțelor, Adrian Căciu, despre care Florin Câțu nu are prea multe cuvinte de laudă și pe care l-a criticat în această perioadă. De asemenea, Nicolae Ciucă le-a cerut vineri tuturor miniștrilor să vină cu soluții pentru fiecare minister în parte pentru a fi prezentate în ședința coaliției de astăzi. Așadar, fiecare ministru a trebuit să vină cu măsuri, vor fi identificate așadar problemele și nevoile pe care le au aceștia pentru a îmbunătăți activitatea la fiecare minister în parte. Dacă Florin Câțu își dorește o remaniere, iată că cei de la PSD nu vor acest lucru, nu vor cel puțin pentru miniștrii social-democrați. Pe lista neagră se află Virgil Popescu, pe care cei de la PSD l-au criticat în toată această perioadă și l-au criticat aspru pentru modul în care a gestionat criza energiei. Liberalii însă i-au pus un gând rău lui Marius Budăi, ministrul muncii, care vrea renegocierea PNRR și, așa cum spuneam la început, și lui Adrian Căciu, ministrul finanțelor. Se pare chiar că Florin Câțu vrea și din partea ministrilor liberari să aducă un suflu nou în cabinetul lui Nicolae Ciucă. Florin Câțu a mai spus astăzi că nu acceptă nicio scuză legată de războiul din Ucraina pentru faptul că miniștrii nu au reușit să implementeze reformele cerute. Fac o evaluare a miniștrilor pentru a vedea performanța guvernului. Mă interesează în primul rând de adevărat Partidul Național Liberal, dar mă interesează și performanța guvernului. Sunt câteva lucruri la care mă uit. În primul rând, implementarea reformelor din PNRR. Și aici vreau să-i anunț și am anunțat de fiecare dată pe toți miniștrii că nu voi accepta, eu personal, nu voi accepta ca scuză războiul din Ucraina faptul că nu putem să facem o anumită reformă sau alta. În același timp, iarăși important, și am spus că mie mi se pare că economia este administrată sub optimal. Impunător, inteligent și prietenos, așa poate fi descris ciobănescul românesc de Bucovina, o rasă pură autohtonă. Sunt deja o mulțime de crescători și din alte regiuni ale țării care s-au îndrăgostit de el. Aceștia s-au adunat la Horodnic de Sus, unde a avut loc una dintre principalele expoziții naționale destinate acestei rase. Mulți îl numesc cel mai frumos exemplar canin din România sau chiar din Europa de Est.
Ciobănescul românesc de Bucovina a fost recunoscut ca rasă la nivel internațional în 2019. De atunci a ajuns unul dintre brandurile de țară cu care ne putem mândri. În cadrul rasei ciobănesc românesc carpatin există de fapt două rase. Ciobănescul românesc carpatin de o culoare mai închisă și o talie mai mică și ciobănescul românesc de Bucovina, culoare albă pe un fond alb, pete de culoare neagră sau grie, precum și toate culorile dintre alb și negru. Căutat și dorit de crescătorii de câini care văd potențialul și frumusețea acestei rase, ciobănescul de Bucovina trăiește pe meleagurile românești de zeci de ani. Ciobăneștii românești din Bucovina au existat dintotdeauna. La oi, la stâni, la casele oamenilor în gospodării pentru pazie, la vaci, capre. Prețul unui exemplar matur poate ajunge și la câteva mii de euro. Cu toate acestea, cine a crescut unul nu își mai poate imagina un altfel de companion. E din, are 10 luni. E crescut în curte la mine. Mai am încă doi masculi mari. Sunt cheltuieri foarte mari, dar nu mă dau. De la 14 ani, acum am 50, s-o cotiți câți ani am de când cresc câini. Îmi plac și nu vreau să dau înapoi. Că a fi greu, că a fi ușor, tot înainte. Nu mă pot dislepi de ei. Pentru a menține gena pură, există selecții riguroase atât ale câinilor, cât și ale celor în grija cărora ajung aceștia. Privind în jurul meu, după atâția ani de chinologie și eforturi pentru recunoașterea definitivă a acestei rase, cred că Clubul Național al Crescătorilor de Ciobănești Românești de Bucovina își face pe deplin datoria față de această rasă națională. La selecția de la Horodnic de Sus au participat câini premiați național și internațional. Haiduc este campion internațional și a obținut un calificativ excelent și la expoziția din Bucovina. E un bun paznic, e un câine cu temperament foarte bun, adică am copii mici care poate atașa foarte ușor de el. E un câine matur, un câine care înțelege ceea ce trebuie să facă și ceea ce nu. Și asta e. La 18 ani, Alexandra are o pasiune imensă pentru acești câini și de aceea are acasă aproape 30 de exemplare. Tata crește ciobănești de la 16 ani. Eu, de când m-am născut, cresc între ciobănești și între animale în general. Avem foarte multe animale și îmi plac foarte tare. Îmi place să lucrez cu ele, să le îngrijesc. Crescătorii recunosc că e costisitor să ai în grijă un prieten atât de impunător. Bucuria însă este pe măsură. Medicații, hrană și pasiune, da. Oricum, întreținere la el. Fără întreținere nu merge, că uitați, o blană pe el trebuie întreținută cu o mâncare foarte bună, să zic așa. La expoziția de la Horodnic de Sus au participat 200 de exemplare de ciobănesc românesc de Bucovina din întreaga țară. Imagini unice au fost filmate în Caraș Severin. O turmă formată din 6 zimbri a fost filmată în timp ce își căuta de mâncare pe un deal împădurit, în apropiere de comuna Armeniș. Zimbrii nu au părut deranjați de prezența omului în apropierea lor și s-au lăsat filmați. În Munții Banatului există în prezent cea mai mare populație de zimbri liberi, peste 100 de exemplare. Un avion cu 133 de oameni la bord s-a prăbușit în sudul Chinei. Aeronava Boeing 737 efectua o cursă între două orașe din China și decolase la ora 13:15 minute. După aproximativ o oră, a dispărut de pe radare. Înregistrarea turnului de control arată că avionul coboruse la altitudinea de aproximativ 1000 de metri într-o zonă de munte. În imaginile surprinse de mai mulți oameni care locuiesc în zona respectivă, se observă un incendiu puternic și un nor de fum. Până la acest moment, nu se știe exact dacă există supraviețuitori. Spania resimte din plin efectele invaziei ruse din Ucraina și criza energetică și economică pe care l-a provocat. Madridul a fost scena unuia dintre cele mai mari proteste din ultimii ani. Au ieșit în stradă 400.000 de fermieri, tractoriști, vânători. Între timp, transportatorii intră în a 8-a zi de grevă și provoacă mari disfuncționalități în aprovizionarea mai multor sectoare. Iar lista cu fabricile care anunță trimiterea în șomaj tehnic sau chiar închiderea activității devine din ce în ce mai mare.
Pe străzile Madridului au protestat sute de mii de oameni, 400 de mii după organizatori, 150 de mii după cifrele publicate de guvern. Și nu au fost singuri. Au venit însoțiți de întreg arsenalul lumii pe care o reprezintă. Tractoare, cai, câini de vânătoare, trompete. Por el suelo, no se puede vivir de la agricultura. El año pasado por estas fechas estábamos con 50-55 centimos de euro el litro de gasoil agricola y ahora andamos con 1,30-1,40. Și protestatarii și liderii lor știu exact ce vor de la guvern. Debe haber un plan de choque urgente y contundente. No hay excusas. Dinero para el sector agrario, dinero para el sector ganadero. Guvernul nu dă semne că ar avea alte soluții decât cele pe care le propune deja. Plafonarea prețului maxim al combustibilului, gazului și curentului electric și scăderea taxelor și accizelor. Însă stă de vorbă cu protestatarii. Guvernanții nu fac însă același lucru și cu transportatorii. Aceștia se află deja în cea de-a 8-a zi de grevă. Ministrul Economiei îi acuză însă de boicot și refuză orice dialog. Transportatorii au cereri clare, iar cea mai importantă este tot legată de prețul combustibilului. Însă greva lor are deja foarte multe victime colaterale. Ieri la mañana nos dijeron que ya no nos recogían. Después a la noche, no sabemos por qué, pero nos alegramos mucho. Nos han llamado que vienen a recoger la leche. Acest fermier din Galicia a avut noroc. Mulți alții au fost nevoiți să arunce laptele la canal. La fel și pescarii din mai multe porturi. Zeci de tone de pește și fructe de mare au fost distruse. Greva transportatorilor a paralizat pur și simplu activitatea unora dintre porturile spaniole. Produse de o gamă variată, de la alimente până la materie primă pentru fabrici, nu au mai ajuns la destinație. Această fabrică de zahăr a închis activitatea și a trimis în șomaj tehnic toți angajații. În situații aproape similare, care implică reducerea parțială a activității, se află numeroase afaceri care se bazau pe materia primă adusă zilnic. Și vocile lor se alătură acum celor care cer rezolvarea de urgență a problemelor. Somos plenamente conscientes de lo que ha subido la gasolina, de lo que ha subido la luz y de lo que ha subido el gas. Y por eso les anuncio que el gobierno de España va a bajar la gasolina, va a bajar la luz y va a bajar el gas. Motivul pentru care guvernul nu vrea să răspundă este destul de limpede exprimat. Madridul va rezolva cererile însă doar după întâlnirea liderilor europeni de săptămâna aceasta de la Bruxelles. Antarctica, unul dintre cele mai reci locuri de pe Pământ, a fost lovită de un val de căldură fără precedent. Temperaturile au urcat la minus 10 grade față de minus 50, cât este normalul perioadei. Care este cauza, dar și în ce alt loc de pe glob mercurul din termometre atinge cote neobișnuite, vă spun după publicitate. Vă aștept! Kanye West a fost exclus de la primele Grammy de anul acesta. Ar fi trebuit să aibă un recital în cadrul galei, dar acum va urmări spectacolul din fața televizorului. Organizatorii au decis să renunțe la el pentru că, așa cum spun toți cunoscuții, artistul suferă de tulburare bipolară. No more promos, no more photos, no more logos, no more chokeholds. După mai multe certuri cu diversi artiști și ieșirile furtunoase în public, Kanye West a primit acum o lovitură de grație. Organizatorii l-au exclus de la premiile Grammy. Se pare că motivul ar fi comportamentul său deviant și postările controversate pe care artistul le-a tot făcut în ultima vreme. E cunoscut faptul că suferă de tulburare bipolară, însă mulți îl acuză că nu s-ar trata. Kanye West a avut o viață foarte agitată în ultimul timp. Divorțul de Kim Kardashian a fost de departe cel mai răsunător divorț de peste ocean din ultimii ani. I always believe and trust in him that he will always eventually explain himself because I know his heart. A făcut eforturi supraomenești să o recâștige, dar nimic n-a mișcat-o pe vedetă. Nici rugămințile, nici promisiunile. Kim a fost ca o stâncă. My kids want their parents to stay together. Right. I want us to be together. But I want y'all to be together too. If you look at the media, that's not what they promoting. Right. That's not what they want. They want it to be a new wedding, a new episode, a new TV show. When I divorced him, you have to know it came down to just one thing. His personality. I know that sounds mean, but people keep telling me that comedy comes from truth. And if there's one thing that I always strive to be, it's genuine. Trevor Noah va fi cel care va prezenta gala în care Kanye ar fi trebuit să cânte. Întâlnirea lor n-ar fi una de bun augur, spun organizatorii. Recent, fostul soț al lui Kim Kardashian i-a adresat comediantului o jignire rasistă pe rețelele de socializare.
Încălzirea globală este tot mai agresivă de la an la an. Antarctica, unul dintre cele mai reci locuri de pe Pământ, a fost lovită de un val de căldură fără precedent. Temperaturile au urcat la minus 10 grade față de minus 50, cât este normalul perioadei. Și în regiunea Polului Nord a fost extrem de cald, atrag atenție experții. Temperaturile au fost și cu 30 de grade mai mari decât în mod obișnuit. De la Sport mergem la meteo. Colega mea, Georgia Pietreanu, este alături de mine în studio și ne spune mai multe. Georgia, bună seara! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Să știi că vin cu vești bune. Ai văzut că și astăzi cerul a fost senin și deja se simte că temperaturile, valorile termice încep să se mai ridice. Mâine va fi ușor mai cald pentru această perioadă, cu maxime până la 18 grade, însă joi vremea va fi deosebit de caldă pentru luna martie. Însă, cum nimic nu este perfect, ca și în viață de altfel, vântul o să agite puțin atmosfera, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben. Haideți să vă dau mai multe detalii. Se încălzește, cum spuneam, dar vântul o să agite atmosfera prin Dobrogea, Muntenia și sud-vestul Moldovei, drept pentru care meteorologii au emis o atenționare valabilă de mâine de la 8 dimineața și până mâine seară la ora 20. Vântul o să bată în aceste zone cu rafale de 55-65 de km pe oră, iar la munte vitezele vor depăși 70-80 de km pe oră. Mergem acum mai departe. Mâine temperaturile vor fi în creștere și ajung să fie chiar ușor mai ridicate pentru această perioadă, iar cerul o să fie senin în aproape toată țara. Temperaturile maxime pornesc de la 6-8 grade pe litoral și se opresc undeva pe la 17, chiar 18 grade în vestul țării. Dar vântul va continua să mai sufle ceva mai tare în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-vestul Moldovei, dar și la munte. Și la noi în capitală se încălzește. Mâine sunt anunțate, iată, în jur de 15 grade, iar cerul va fi mai mult senin. Vântul o să aibă perioade când o să bată ceva mai tare, cu 55-60 de km pe oră. Miercuri, tot în jur de 15 grade, vor fi la amiază. Vestea bună este că vântul își va pierde din intensitate și vremea va fi frumoasă. Joi ați putea chiar să renunțați la geci sau paltoane, dacă nu ați făcut-o deja. Va fi chiar mai cald pentru această dată. Iată, 20 de grade vor arăta termometrele. Mă opresc aici deocamdată cu informațiile despre vreme, dar revin după Focus Sport. Vă aștept, Andreea. Georgia, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. În scurt timp începe aventura. Dezbrăcatul și șef Pasarelli pleacă într-o călătorie culinară națională. De la ora 20, aventurierii gustului vor descoperi rețete unice și locuri de poveste. Iar de la ora 22 începe o nouă săptămână în care afli starea nației, de la Dragoș Pătraru. Să aveți o seară frumoasă, pe mâine! Acest program este disponibil și